Cinci ieromonahi din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți astăzi protosingheli. Slujba a fost oficiată de prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală, prefericitul părinte patriarh Daniel a hirotesit astăzi cinci ieromonahi de la așezămintele monahale din Arhiepiscopia Bucureștilor într-un protosinghel. Întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat că această ridicare în rang înseamnă o apreciere pentru slujirea de până acum, dar și o încurajare și un îndemn pentru lucrarea viitoare de slujire a Bisericii lui Hristos. Acest rang de protosinghel corespunde ca echivalent cu rangul de iconom stavrofor pentru preoții de mir sau de parohie. Deci protosinghelul este cel care la slujbe stă primul între ieromonah. Deci a fost ieromonah, dar acum protosinghelul, fiind un rang mai mare, este îndemnat să fie model, pildă de credință, de vețuire, de ascultare și, în mod deosebit, pildă de rugăciune și de îndrumare duhovnicească a celor care vin să se spovedească la acești părinți protosingheli. Sigur, și când au fost eromona, au avut darul duhovniciei, cei care l-au primit, dar această ridicare în rang înseamnă, deci, purtarea crucii. Ieromonahul nu poartă cruce la slujbe la noi, dar protosinghelul poartă cruce și bedernițe. Această cruce înseamnă osteneală, dar înseamnă și bucurie. Bucuria roadelor duhovnicești. Deci această cinste înseamnă și o responsabilitate în plus. Așa cum spunea un învățat istoric al nostru, celebru Nicolae Iorga, fiecare treaptă urcată în viață este un nou altar de jertfă. Deci rangurile mai mari nu înseamnă mândrie, înfumurare, ci responsabilitate. În plus, slujire mai intensă și în același timp o mărturisire a credinței prin cuvânt și fapte. Întrucât ne aflăm spre sfârșitul postului Sfintelor Paști, cu puțin timp înainte de sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim și apoi urmează săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului, e bine ca în această perioadă să intensificați rugăciunea și să intensificați și grija pentru mântuirea credincioșilor, pentru obștea monahală, dar și pentru credincioșii care vin mai intens în aceste zile pentru spovedanie și împărtășanie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim bucuria faptului că atunci când ne-a chemat la preoție, ne-a ales nu pentru că suntem mai buni decât alții, ci pentru că în iubirea Lui milostive ne-a dăruit o întâietate, a arătat o preferință. Și aceasta înseamnă că noi, când suntem preferați, trebuie să răspundem cu o intensitate mai mare a credinței, a rugăciunii și a faptelor bune. La final, părinții protosinghele au primit din partea prefericitului părinte patriarh Daniel gramata de promovare în rang și câte o cruce pectorală și o bederniță. De asemenea, cei cinci protosinghele au primit mai multe volume apărute recent la editurile Patriarhiei Române și pastorala de Sfintele Paște a prefericitului părinte patriarh Daniel.